Darul prieteniei. Ursul era tare bun. Ori de câte ori se întâlnea cu cineva în pădure, își scotea pălăria, spunea bună dimineața, zâmbind cu blândețe, iar apoi se străduia din toate puterile să dea o mână de ajutor. Ursul ajuta animalele pădurii să ajungă la lucruri care se aflau prea sus pentru ele, căra greutăți pe care acestea nu le puteau nici măcar ridica. Le adăpostea de ploaie și făcea curat la sfârșitul petrecerilor, când toți ceilalți se grăbeau să plece acasă. Niciodată nu făcuse caz că a ajutat pe cineva. Pur și simplu, așa era el. Dar pentru că ursul trăise în pădure, parcă din totdeauna, animalele se obișnuiseră să-i ceară ajutorul, ca și când asta era datoria lui. Nici măcar nu se mai închiseau să-i spună mulțumesc. Iar lucrul ăsta începuse să-l supere pe urs și îl făcuse să devină cam trist. Într-o zi s-a îmbolnăvit. Îi curgea nasul, îl durea capul și îi era tare frig. Focul se stinsese, dar el nu avea putere să meargă după lemne. Ursul zăcea întins în patul lui singurel. Și multă vreme nimănui nu a părut să-i pese. Până când, într-o dimineață, un copac s-a rupt și a căzut în grădina bursucului. Vrei să muți copacul ăsta de aici, ursule? A întrebat el. Dar ursul nu era acolo. Veverița adunase un sac plin cu alune, dar era prea greu ca să-l urce singură până la căsuța ei din vârful copacului. Urcă tu alunele astea, ursule! I-a strigat veverița. Dar ursul nu era acolo. Ploaia a prins pe drum o familie de șoricei. Ursule, ursule, ne udă ploaia! Au strigat ei. Dar ursul nu era acolo. A bombănit șoarecele. Sunt urlearcă. Unde-i ursul când avem nevoie de el? Morocănoși s-au grăbit să ajungă acasă. Dar mezina familiei, șoricica cea drăgălașă, era îngrijorată. Așa că a alergat într-un suflet la casa ursului și l-a găsit palid și bolnav, tremurând ca varcă. Vai de mine, a oftat ea, te simți bine? Nu chiar, draga mea, dar îți mulțumesc de întrebare, i-a șoptit ursul. Șoricica a alergat prin toată pădurea și a bătut din ușă în ușă. Ce s-a întâmplat? Au întrebat-o speriate animalele. Ursul e bolnav. Bolnav? S-a mirat veverița. Dar el nu se îmbolnăvește niciodată. E mereu la datorie, gata să ne sară în ajutor. Așa e, dar pe el cine îl ajută? A întrebat șoricica. La aceste vorbe, animalele pădurii s-au simțit rușinate și au adus aminte de toate lucrurile bune pe care le făcuse ursul pentru fiecare în parte și că, de fapt, ele nu l-ajutaseră niciodată cu nimic. N-a trecut mult și ursul a rămas uimit să-și vadă toți vecinii la ușă. Bursucul a adus niște lemne, așa că în scurtă vreme în sobă ardea focul. Veverița a adus un vas cu cele mai bune alune, iar iepurașul i-a făcut un dita mai castronul cu supă de morcovi. Șoricei i-au adus o plapumă uriașă, așa că acum
Ursul stătea cuibărit într-un pat cald și plăcut. Animalele l-au vegheat pe urs cu rândul și l-au îngrijit până când acesta s-a făcut bine. Și astăzi ursul le ajută pe celelalte animale ori de câte ori poate. Însă acum și ele îl ajută pe el. Pentru că într-o prietenie adevărată, trebuie să știi să dăruiești.